Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale, AFIR, prin oficiile sale județene, sprijină inițiativele tinerilor de până în 40 de ani care vor să dezvolte afaceri în agricultură. Cei hotărâți să facă un astfel de pas pot să ceară, începând din 28 aprilie 2016, până la 50.000 de euro, formulând în prealabil o cerere în acest sens și depunând un proiect pe direcția solicitării. Fondurile pot fi accesate în baza așa ziselor măsuri care delimitează sferele activităților agricole și amploarea acestora, după cum a explicat directorul Oficiului Județean Giurgiu pentru finanțarea investițiilor rurale, Marius Ciocoiu. Măsura 6.1, care se referă la sprijin pentru instalarea antrenorilor fermieri, măsura 4.1, investiții în exploatații agricole, măsura 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și încă două măsuri care fac parte din sprijinul acordat pentru cooperarea pe verticală și pe orizontală pentru liniile de producție. Măsura 6.1 pare să fie una atractivă pentru tineri și aceștia trebuie să cunoască modurile sub care se pot desfășura activitățile în domeniul agricol pe această măsură. În special, măsura 6.1 se referă la tinerii fermieri, respectiv la instalarea tinerilor fermieri, fiind eligibili tineri sub 40 de ani, asociați sau neasociați, ca societăți comerciale, ca întreprinderi individuale, ca persoane fizice autorizate și în raport de dimensiunea fermei, aceștia pot primi o alocare bugetară de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, sume fixe. Un alt interesant amănunt constă în faptul că solicitarea de finanțare se face online. Pentru amănunte este recomandată consultarea site-ului AFIR.